Hai, nu rog, bă, din comentariile voastre de la ultima dilemă, adică de la aia cu indienii și punctul din frunte, am observat că pe lângă dilema cu cine a inventat berea, care recunosc că e o dilemă bună și promit că mă ocup de ea în curând, o altă dilemă comună printre voi e cea legată de ceas. Adică mai exact, cine a inventat ceasul sau de unde știa ăla de l-a inventat cât e ceasul. Și am zis, bă, asta cu ceasul chiar e o dilemă bună. Adică astăzi cu toții avem telefoane, ceasuri inteligente sau tot felul de alte gadget-uri care ne spun când e timpul să mâncăm, când să mergem la școală sau la muncă, putem stabili o întâlnire cu tipa sau tipul ăla sexy dacă ești fată fix la ora 8, adică ne bazăm pe timp pentru orice și putem programa lucrurile la secundă dacă vrem. Dar nu a fost întotdeauna așa. Cu ceva timp în urmă, majoritatea oamenilor știau doar când e zi și când e noapte. Și cam atât. Cum se descurcau, no, asta e cu tot o altă poveste. Așa că în episodul de azi din dilema lui Jimmy, rezolvăm o altă dilemă de-a voastră, și anume, cine a inventat ceasul și unde știa ăla care l-a inventat cât e ceasul. În primul rând, noțiunea de timp există dintotdeauna. Adică oamenii au știut dintotdeauna că acum e prezent, ce s-a întâmplat până acum e trecut și ce se va întâmpla de acum încolo e viitor. Însă, celelalte noțiuni ale timpului, cum ar fi secunda, minutul și ora, sunt noțiuni pe care noi le-am inventat și, mult surprinzător, relativ recent. Pentru majoritatea istoriei, răsăritul, apusul și câteva sezoane, de obicei două, sezonul cald și sezonul rece, erau singurele lucruri legate de timp de care oamenii aveau nevoie. Tocmai de asta auzi tot timpul în filme lucruri de genul, bă, și ce-a crescut Lucica are 20 de anotimpuri de acum. Asta pentru că oamenii n-aveau nici măcar noțiunea de an. Știau doar că dacă acum e cald, peste ceva timp va veni frigul. Mă rog, chestiile astea difereau în funcție de zonă, dar nu asta e important. Ideea e că oamenii erau mulțumiți cu atât. Știau că atunci când e lumină muncesc și atunci când e întuneric dorm. Și nimeni nu-și bătea capul cu mai mult. Primii care și-au bătut capul cu mai mult au fost egiptenii. Da, ăia cu piramidele. Așa că prin anii 3500 înainte de Hristos, aceștia au creat primele ceasuri, așa zisele ceasuri solare. Și nu știu ei cât e ceasul, dar pur și simplu au decis să împartă ziua în 12 părți egale, în funcție de umbra pe care un obelisc, sau mai simplu un băs poziționat vertical, o proiecta pe pământ. De ce 12 părți egale? Ei bine, nimeni n-ar putea spune exact, aveau ei ceva cu cifra asta. Apoi la astea 12 părți de lumină au mai adăugat 12 de noapte și uite așa ne-am ales cu ziua de 24 de ore pe care o folosim și azi. Cu toate astea, ceasul egiptenilor se baza pe soare, deci era inutil în zilele norate sau noaptea. Așa că grecii au venit cu ideea să facă un ceas care să se bazeze pe apă, un fel de clepsidră cu apă dacă vrei, care deși erau mai conveniente, adică puteau fi folosite în interior, în timpul nopții sau în zilele norate, nu erau nici pe departe la fel de precise ca ceasurile solare. Asta până când grecii au zis, bă, trebuie să le arătăm egiptenilor că noi suntem mai deștepți ca ei. Așa că au decis să împartă cercul în 360 de grade, complet la întâmplare. Apoi fiecare grad în 60 de minute și fiecare minut în 60 de secunde. Și apoi au zis, bă, dar ceasul e tot un cerc și e format din 24 de ore, ca așa au zis egiptenii. Așa că hai să luăm alea 60 de minute și alea 60 de secunde și să le folosim și la ceas. Poate că ți se pare că n-are nicio logică și asta e pentru că, da, sistemul 24-60-60 chiar n-are nicio logică. Dar pur și simplu așa s-a întâmplat. Au fost alese la întâmplare unitățile astea de măsură și acum toată lumea trebuia să lucreze cu ele. Practic, grecii au definit secunda ca fiind a 3600-a parte a unei ore, iar ora ca a 24-a parte a unei zile. Cu toate astea, oamenii de rând nu dădeau doi bani pe ceas și pe nimeni nu interesa cât e ceasul. Ca și în trecut, ei știau că muncesc ziua și doar noaptea. Așa că o bună perioadă de timp, în afară de Pluto, faimosul filozof grec care prin anul 250 înainte de Hristos a inventat primul ceas pe apă cu alarmă, de unii chinezi care estimau timpul bazându-se pe cât de repede arde o lumânare și de marinarii care estimau timpul folosind clepsidre, n-a mai apărut nicio altă metodă revoluționară pentru măsurarea timpului. Abia mult mai târziu, prin anul 996, un călugăr creștin, care mai târziu a devenit Papa Silvester al II-lea, a creat primul ceas mecanic care, ghișce, folosea tot sistemul 24-60-60 care se folosește și azi. Și pentru că ceasul lui Papa Silvester al II-lea era cel mai precis ceas inventat vreodată, s-a răspândit rapid în mai toate orașele importante ale lumii. Și când zic că s-a răspândit, mă refer la faptul că fiecare oraș care se respecta își construia un ceas uriaș în centrul orașului. Acum, cu toate că ceasurile astea erau cele mai precise de până atunci, în realitate erau oribile. Trebuiau recalibrate zilnic și cu toate astea, la sfârșitul zilei, se decalau și cu 20 de minute.
Cu toate astea, nimeni nu avea o problemă cu ele, pentru că nimeni nu se aștepta la acuratețe. Pe nimeni nu interesa exact cât e ceasul. Avansând câteva sute de ani, mai exact în anul 1583, un tânăr de 19 ani de care probabil ai auzit, Galileo Galilei, în timp ce se plictisea la rugăciunile de la domul din Pisa, a observat ceva interesant la candelabrele ce se legănau în biserică. Galileu a realizat că, indiferent de cât de mult se legănau înainte și înapoi, adică chiar dacă se legănau 2 cm sau 30 de cm, timpul în care realizau o mișcare completă era același. Așa că, 73 de ani mai târziu, această descoperire, făcută de un tânăr de 19 ani în timp ce se plictisea în biserică, a fost folosită de Christian Huygens pentru a crea primul ceas cu pendul. Ceasul ăsta era incredibil de precis, atât de precis încât la o săptămână după ce a fost instalat, era decalat cu doar un minut. Așa că în 100 de ani de la invenția lui, ceasul cu pendul se regăsea în fiecare casă. În sfârșit, după atâta timp, îi puteai spune unei fete: "Hei, Gagica, ne vedem la 8 în față la biserică." Și la 8, fata era acolo. Asta dacă nu străgeați apă. Și ăsta nu-i singurul lucru care s-a schimbat. Odată cu apariția ceasurilor precise, s-a schimbat și modul în care oamenii lucrau. Până la ceasul cu pendul, oamenii erau plătiți doar pentru rezultate. Gen, făceai 3 căciuli, primeai 10 lei. Însă, după ceasul cu pendul, oamenii au început să fie plătiți la oră. Chestia asta a fost o schimbare importantă în istoria omenirii, pentru că a condus la revoluția industrială. Acum, cu toate că oamenii puteau măsura timpul destul de precis, grație ceasului cu pendul, odată cu apariția trenurilor, a apărut o altă problemă. Vezi tu, pe atunci fiecare oraș avea o altă oră. În fiecare oraș, ora 12 era stabilită atunci când soarele se afla fix deasupra orașului. Așa că, dacă la București era ora 4, la Oradea putea fi ora 4:30. Deci era foarte greu să știi când ajunge un tren în orașul tău. Așa că în anul 1884, președintele american Chester A. Arthur a stabilit o întâlnire cu ceilalți mari conducători ai lumii și împreună au decis, odată pentru totdeauna, cât e ceasul. Englezii au zis: "Bă, noi avem un ceas blan în Greenwich, e ultimul răgnet, ești nebun?" Și toată lumea a fost: "No, bine mă, hai că mergem după ceasul ăsta al vostru, la care mai adăugăm sau scădem noi o oră, două, trei, în funcție de cât de departe suntem de ceasul ăsta șmecher al vostru." Și uite așa s-a născut ora mondială. Mai târziu, prin anii 1900, oamenii au început să folosească cristale de cuarț pentru a măsura timpul. Atunci când un cristal de cuarț este atașat la un circuit electric, el vibrează de 32.668 de ori pe secundă. Adică același principiu ca la ceasul cu pendul, doar că pendulul a fost înlocuit de cuarț. Și chiar și acum, mai bine de 100 de ani mai târziu, majoritatea ceasurilor pe care le folosim utilizează aceste mici cristale. Dar ceasurile de astăzi au devenit atât de precise încât definiția secundei, adică aia cu secunda este egală cu 86.400 parte a unei zile, a devenit mai puțin precisă decât instrumentele care măsurau timpul. Vezi tu, durata unei zile sau a unui an nu e întotdeauna la fel. Atracția lunii, cu tremurele, gravitația altor planete, toate astea modifică rotația Pământului câte puțin în fiecare an. Astfel încât la fiecare câteva mii de ani, durata unui an se modifică cu câteva secunde. Știu că nu pare mult, până la urmă ce-s câteva secunde, dar instrumentele super precise, cum ar fi GPS-urile sau acceleratoarele de particule, au nevoie de măsurători extrem de precise. Și în cazul lor, o eroare de o secundă ar însemna enorm de mult. Așa că soluția a fost cea de a schimba definiția secundei. Spre deosebire de arcuri, pendule sau cristale de cuarț, atomii se mișcă la fel oriunde în univers. Așa că secunda a fost definită ca durata 9.192.631.770 de perioade ale radiației corespunzătoare tranziției dintre cele două niveluri hiperfine ale stării fundamentale ale atomului de cesiu-133 aflat în stare de bază. Adică da, chestia aia pe care eu am învățat-o la astronomie. Asta pentru cei care mă urmăresc pe canalul cu povești. Să mai zici tu că nu-ți folosesc la nimic lucrurile învățate la școală. Așa că în concluzie, ca să răspund mai exact la întrebarea cu cine a inventat ceasul, e bine, invenția ceasului nu poate fi atribuită unei persoane. Pentru ca ceasul să ajungă în stadiul de azi, au fost nevoie de mai bine de 3000 de ani și la invenția lui au contribuit egiptenii antici, grecii antici, Galileo Galilei, Papa Silverstone al doilea și mulți, mulți alții. Nu, și uite așa, am mai rezolvat o dilemă. Acum, ca de obicei, dacă ai și tu dileme, lasă-le mai jos. Și cum azi am rezolvat dilema cu ceasul, adică o dilemă propusă de mai mulți dintre voi, data viitoare poate rezolvi chiar dilema ta. Cheers!